stata dedicata la aceste instituție, s-a obișnuit în ultima vreme să facă expoziții de marca. După Eugeniu Barau, iată că abordam o expoziție personală a unuia din tinerii artiști, unul din cei mai talentați produse a școlii turcene și românești cum a zis. O să dau cuvânt domnului primar să spune ceva cuvinte pentru această manifestare care se ține în zilele Dobrogei. Mulțumesc, domnul director. V-ați luat din prima, așa, eu, de regulă, la manifestări de-astea elitiste, de artă, de cultură, de regulă încerc să mă mai inspir de la cei dinaintea mea. Mama, dacă nu o să-mi iasă, iertați-mă, asta e, o să mă strâng. Doamnelor și domnilor, Laurențiu Vitrichi, un fenomen pozitiv la nivelul exponenților artistici ai municipiului Tuncea, un tânăr, și ăsta e un avantaj extrem pentru el, având în vedere că poate crea mulți ani de acum încolo și prin ceea ce a produs până acum Laurențiu a confirmat cu asupra de măsură că este într-adevăr un talent consistent. Talent atât prin ceea ce face mâna, dar cât și prin ceea ce îi spune capul. Pentru că compozițiile pe care le vedem aici pe simetri, maestria artistică și mesajul pe care îl transmite este extrem de interesant și dacă nu l-ai vedea pe Laurențiu, ai credea că este un artist în maturitatea, să spunem, carierei sale, un domn undeva la 55-60 de ani. Laurențiu este, repet, un tânăr cu care noi ne mândrim și pe care, evident, de acum încolo îl vom susține atât cât vom putea, dar cred că în mare măsură va dovedi, nu neapărat prin susținerea noastră, de la noi va avea aprecierea, ci în primul rând din talentul uriaș pe care îl are. Îi mulțumim pentru ceea ce se întâmplă aici. Profit de ocazie, sunt, nu e așa, într-o atmosferă aici extrem de elitistă, într-o companie spirituală, culturală, elitistă. Astăzi este, nu e așa, o zi cu o încărcătură emoțională deosebită pentru noi dobrogenii, pentru noi turcenii. 136 de ani de la alipirea Dobrogei de patria mamă, un moment istoric de o referință extraordinară din piață, unde are loc o manifestare dedicată acestui moment și mi-am permis totuși și în piață, ca și aici, să marcăm totuși și să omagiem personalitățile istorice care până la urmă au girat acest moment al României și aici îl invoc pe Carol I, cel sub o rânduire a căruia, dacă mi-este permisă exprimarea, s-a întâmplat acest act istoric și să nu uităm că România mare, România modernă, România recunoscută pe plan european, România apreciată, nu a avut ca piatră de temelie Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea și mai puțin regele Mihai. Permit și o glumă, ceea ce s-a întâmplat după regele Mihai, cred că trebuie să întrebăm pe băieții cu geci roșii din piața civică, că ei cred că știu mai bine. Așadar, dragi tulceni, dragi dobrogeni, oriunde v-ați aflat, vă doresc cu această ocazie la mulți ani, multă sănătate, pace, liniște și să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne aibă în pază pe toți. La urmă, fericitări și acum dau cuvântul președintele Uniunii Artiștilor Plastici. Laurențiu! Domnul Laurențiu Vitrighi este unul dintre cei mai tineri artiști de la Tulcea, de la filiala. Este, ca să spun așa, da, dorul Tulcea, să punem pe simele această expoziție. Îi mulțumesc foarte mult și pentru așa de implicare, pentru că are o anumită modestie, în ciuda faptului că e super, super forțos și apare foarte, foarte bine, cum să spunem, în plan expozițional așa la Tulcea și
Ca să facem puțin un moment publicitar, ora 17, vă așteptăm și la noi la galerie. Și Laurențiu a spus că și el va anunța asta. Așa că îi dau comentariu. Dragi iubitori ai artei, așa cum am spus înainte, avem unul din produse cele mai frumoase a școlii turcene din generația tineră. Pe lângă alții care sunt aici, Turcia se poate mândri de un asemenea produs. Acum câțiva ani m-am dus să vizitez o expoziție a lui Laurențiu Midvichi la Palatul Parlamentului. Acolo am avut o surpriză că un artist italian, un vizitator italian, voia neapărat să decroșeze o lucrare din expoziție. Am zis, da, domnule, dar la expoziție este în curs, puteți doar să marcați ceva că vreți lucrarea asta. Zice, nu, eu plec în Italia și trebuie lucrarea asta. Cu foarte multe abilități am reușit să vorbesc cu custodele expoziției ca să facem o anume aranjament ca omul să plece cu lucrare, că nu voia să plece de acolo fără lucrare. Și asta înseamnă o prețuire care da dovadă că vrem, avem de a face cu un artist care o să urce pe firmament. Și eu acum rog edilii din Turcia să nu mai avem probleme cum am avut cu Ciucurencu, Muzeul de Artă n-are decât 6 lucrări de Ciucurencu, Turci Constanța are vreo 40 și ceva și București are sute, iar noi nu avem decât 6 lucrări. Ca să nu avem probleme, dar să achiziționăm lucrările de la acești copii talentați, ca să le dezaurizăm, pentru că mai târziu vor fi foarte scumpe, asta vă spun. Nu am putea să abordăm aceste când artistul deja e în firmamentul evoluției sale artistice, e greu să abordeze, numai miliardarii vor putea să achiziționeze. Iar muzeile cu țin sărace nu vor putea să apățească cu domnul Cuiată, pentru că nu vreau să vorbesc puțin de vedere plastic. Sub zonia fantezie, Laurențiu Midvichi se scufundă iremediabil într-o expresivitate ludică. Peștii, regul acvatic al zonelor native dunarene, revin mereu în compozițiile sale, adeseori asociate cu noduri. Culorile calde din gamele de galben și oranj ne sar în traiectoria privirii proiectate de un fundal adesori întunecate de albastru sau bruduri închis. Personaje feminine ale căror în la spiri cosmice descriu microgalaxii într-o redare anatomice impecabilă. Meditații și sensibilitate caracterizează această etapă în lucrare ca lor cu Știuica, lor cu Șalau, lor cu Caraci. În salonul central pe care artistul dedică memoria lui José Saramago, un artist portughez, fără un scriitor portughez, artistul pe asemenea încearcă dintr-o manieră mai degrabă metafizică să lanseze niște personaje ibride într-o dinamică galactică. Suprarealul plutește deasupra unor stări, ca de ospici, iar atitudinea formelor uzitate ne amintesc de cunoscutul artist spaniol El Greco. Vom aminti de lucrările Pieta și Triada. Etapa a treia este sub semnul regnului vegetal, cu o textură foarte vibrată, cu folisile din ciulinile colorate auster, până aproape de desen,
sau culori calde supunente din gradinile fericirice din Tulcea și de la Balcic, Sfânt Gheorghe și vegetațiile din Marul Dunăre. În etapa labirintului care o să vedeți în țările din Singă, vom vedea copacul vieții, martirii, oraș pește, de veghe, lunații și îngeri de argint. De dublarea unor personaje feminini care parcă mărsăluiesc în levitație într-o ipostază cosmică. În ultima sală vom vedea niște portrete familiale, lucrare dugrăvite în perioada mai îndepărtată din 2005. Vom vedea portretul unui artist cunoscut, care nu mai este printre noi, Gaser Günterfors. Și un autoportret de o anume acuitate și o privire acută ce explorează partea Universului. Vă mulțumesc! Dați-mi voie să am eu ultimul cuvânt. Nu ultimul, că vin și eu. Atunci o să vorbesc pe mult. Bine, domnul Dorul. În primul rând am să mulțumesc pentru cuvintele alese domnului primar, domnului președinte Viorel Poiată și domnului Cheita, pe care felicit dublu și pentru lansarea recentă de carte care a avut loc la Casa Abramide. Exact, este vorba de acest album. Expoziția mea se înscrie în șirul de evenimente dedicate zilor Dobrogei. Sunt foarte mândru pentru acest lucru. Pentru să știți că este pentru prima dată când toate seriile mele, toate căutările mele se întâlnesc în același loc. Pentru că toate lucrările au fost expuse separat. Peștii au fost și în țară, au fost și în străinătate. Fiecare expoziție a avut parte de un subiect. Dar e pentru prima dată când le reunesc sub această titulatură, numită Etape, pentru că am reunit lucrări de aproape 10 ani împreună. De când peștii, în acest moment, sunt cel mai aproape de Dunăre. Și sunt foarte, foarte încântat de acest lucru. E un spațiu grozav. Aș țin foarte mult să mulțumesc organizatorilor, în primul rând, CEM-ului și în special domnului Paul Tocanie și echipei lui, doamnei Ana Dincu. Și dacă tot am ajuns la mulțumiri, sunt câțiva tulceni pe care țin neapărat să-i număr. Aș începe, în primul rând, cu domnul profesor Neață, care mi-a pus creionul în mână și datoresc foarte mult. Sunt câțiva tulceni foarte dragi mie pe care vreau să-i număr. Ene Bogdan, colegul meu, domnul Barău, Marian Ene, prezent. Mă bucur că sunteți împreună cu mine și că pot să deschid această expoziție alături de dumneavoastră. Acum, să nu ne lăsăm orbiți de atâta cultură, sunt multe evenimente, să nu uităm cu duminică, are loc și un vot important. Eu să mă duc, abia aștept o să votez pe liste speciale. Nu vă zic cu cine, dar atât vă spun, că îmi place, după cum vedeți această expoziție, îmi plac lucrurile bine făcute. Între doi titani ai culturii secolului 20, între Ernest Hemingway și Pablo Picasso. După cum se știe, există o anumită diferență de vârstă între Ernest Hemingway și Pablo Picasso. Favoarea lui Ernest Hemingway era mai tânăr cu vreo 14 ani. Frecventau aceleași cercuri artistice, culturale. La un moment dat, domnul Pablo Picasso, bănuind talentul, chiar genul domnului Ernest Hemingway, devenise un pic invidios. Așa, și a simțit nevoia să se manifeste pe tărâmul literelor. S-a apucat să scrie poezii. Și vine la una dintre aceste întâlniri și spune: am niște poezii să citești, știa că o să vină și domnul Ernest Hemingway. Și s-a dus întins la dânsul și
și a spus, am niște poezii, ați vrea să mi le citiți, sunt sigur că o să vă plac. Nu, vă avertizez că nu-mi plac absolut deloc. Cum așa? Păi nici nu mi le-ați citit. Păi nu, nu mi le-am citit, dar gândiți-vă un pic, păi cum aș putea eu concepe ca un pictor să scrie mai bine decât mine, iar dacă ați fi scriitor, cum ați putea concepe ca un scriitor să-l laude pe altul? Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă invit să vizionați lucrările și să ne bucurăm împreună de un pahar de suc. Bravo! Peisajul. Știți că am adus și niște peisaje care nu au mai început în această serie și vă invit la Casa Avramide pentru că 20 de lucrări se pot fi vizionate pe toată expoziția în sediul Avramide.